salutare și bine ați venit la un nou episod aici cu Craiova. Vezi, acolo avem o ligă nouă. Dacă vrei să începem cu vreo altă echipă din străinătate, aș vrea, nu mai vreau din România, că destule o să facem cu România. Din străinătate, dacă vreți, spuneți acolo în comentarii. Avem meci în cupă, sferturile de finală cu cei de la Voluntari. Vreau să vă mulțumesc mai întâi celor care v-ați uitat la clipul trecut, fiindcă în 12 ore, adică când filmezi acest clip, am adunat 37 de vizualizări. Știu că și titlul a atras mult public, a fost Universitatea CFR care doar se jucase, dar a fost, eu zic, bine pentru mine. La pescuit voi merge, adică nu vom merge, că nu putem merge toți. O să merg în weekend, dar nu cred că o să prind nimic, fiindcă așa. Am auzit că nu prea se prinde, deci da, facem clip de acolo, vorbim măcar, facem puțină caterincă, zic. Până în minutul 30 nu avem ocazie să vedem acum dacă Cicâldău sau cine dă, sau cine, să vedem cine dă. Cicâldău, dar reușește să marcheze, să deschidă scorul în această partidă și facem 1 la 0. Voluntari nu este o echipă foarte periculoasă, după părerea mea. Este o echipă chiar foarte slabă, dar să vedem dacă vom reuși totuși să câștigăm cu un scor mai mare. Ieri a jucat Faro cu Petrolul, tot aici în joc, adică să nu vă gândiți, și a câștigat Faro cu 6 la 0. Ea am umilit ca la meciul, ca un meci de tenis, a terminat. Da, vă, că cei de la Voluntari au și ei destule ocazii. Chiar mă așteptam să aibă mai puține totuși, fiind echipa mai slăbuță. Hai să vedem ce face Mihail acum. Reușește să marcheze foarte bine. Nu știu să spunem că dacă s-ar termina, să spunem, 1 la 1, echipa care joacă în deplasare, cum ar veni, merge mai departe sau se merge la prelungiri? Facem o scurtă pauză de publicitate. Ce să vedeți, iar n-au băgat astea publicitatea, am dat pe pauză degeaba clipul. Am observat că de obicei tot timpul când filmez nu bagă publicitate, după ce imediat bagă publicitate. Voi mai lăsa până prin 65 așa să vedem ce se întâmplă, după voi da pe omite ca să mergem și să vedem cine s-a mai calificat mai departe, să nu iasă un videoclip lunguț. Da, voi da pe omite, fiindcă da, câștigăm cu 4 la 0, un meci foarte, foarte bun. Revenim de la echipele ce s-au calificat și ele mai departe. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat. Deci, noi mergem mai departe, Viitorul, FCSB și CFR Cluj trec mai departe. Da, era de așteptat, fiindcă picase echipe bun, o echipă bună cu echipă slabă, deci era de așteptat. Sincer, aș vrea să pic cu cei de la Viitorul, fiindcă l-am bătut toată pe băiatul ăla. FCSB-ul și cu ei am câștigat. N-aș vrea să pic cu CFR totuși. Și vom merge să vedem acum cu cine am picat la programul competițional. Cred că ar trebui să dau. Chiar nu știu sigur. Da, o să mergem aici și vedem unde ne va apărea cupa. Nu ne apare cupa. Forță! A, ba da, aici. Jucăm cu FCSB în echipă în etapa 20, cum ar veni, în ziua 20, cred. Cam aici se încheie și aici cu cei de la Universitatea Craiova. Mergem și la Farosen dacă putem să vedem meci, adică nu e meci întrerupt. Deci aici se încheie și acest episod, dați acolo un like, abonați-vă la canal și până pe data viitoare toate cele bune, pa, pa!